intrat în Guayana City. Ce mașină old school. O mare moschee lângă terminal. Stai la coadă dacă nu vrei să plătești benzina de la combinatori. Stadionul. Arhitectura socialistă. Să ne lasă aici, că am văzut o cazare la un kilometru și ceva. Am coborât în Ciudad Bolivar. Am plecat ieri la ora 4 după masă și am ajuns azi la 12. Am mers destul de ok. Ne așteptam să facem mult mai multe ore. Că ne uitasem pe net și am văzut că era drumul nasol. Ce-i drept, era destul de nasol drumul. Aveau niște cratere ca de meteoriți. Da, a trebuit să o colească, dar n-au fost multe. N-au fost multe. Se pare că vremea nu ține cu noi, nici azi. Mare ploaie. Am intrat la apă.
Hai. Ciudad Bolivar. Hey. Pirato. Ce fortunat old school. Palatul Justiției. Dacă pro am zis să ne luăm o cazare mai șmecheră, tot timpul când pro ne luăm o cazare mai tare. Un hotel old school. Am găsit un hotel super mișto cu 20 de dolari pe noapte, cu un view frumos. Era ceva magic, loc. Era lux. Acum e în paragin, nu prea mai sunt oameni. Până la urmă, am scos această cameră la 18 dolari pe noapte. Cu view. Old school total cu view. Hai să schimbăm asta. Asta e un mare view. Oh yeah, man. Wow. Așa da. Trageți. Acum putem să arătăm în camera. Și cu baie în camera. Bun, îți dai seama cum arată hotelul ăsta pe vremuri? Ia să vedem. Nu știu, nu o să aprinde. Nu cred că se aprinde. Trebuie să aprinde, nu? Nu. Aici. Wow. În baie, old school. Are apă caldă? Are apă caldă. Are apă caldă, lux. Ce vreți mai mult? 18 dolari. Dar view-ul face tot. Acesta este view-ul.